prin actele normative elaborate și aprobate începând cu 1 aprilie 2015, a fost modificat atât contractul cadru, care reglementează relația dintre Casa de Asigurări de Sănătate și furnizor, cât și normele metodologice de aplicare a contractului cadru. Referitor la ceea ce înseamnă relația contractuală, au suferit modificări și pachetul minimal de servicii acordat pacienților și pachetul de servicii de bază. Și poate că ar fi bine să subliniem câteva din aceste modificări și aceste noutăți aduse în cadrul pachetului minimal și pachetului serviciilor de bază. În asistența medicală primară, pentru prima dată avem conceptul de consultație preventivă și se referă la prevenția pe anumite boli cronice majore care sunt în evidența medicului de familie și această activitate de consultație de prevenție implică de asemenea și o investigație paraclinică care va fi suportată de către laboratoarele de analize medicale în baza unei înțelegeri între furnizori, Casa de Asigurări de Sănătate și medicina primară. Este o formulă de analize care susțin riscograma pe aceste boli monitorizate și pentru care se face prevenție și ele vor fi într-un cuantum de 12% din nivelul contractului lunar pe care Casa de Asigurări Mureș îl va avea cu un furnizor de analize medicale. De asemenea, în asistența medicală ambulatorie de specialitate, tot pentru pachetul minimal, adică pentru acele persoane care nu sunt asigurate, există o modificare care se referă la supravegherea evoluției sarcinii și lăuziei și modificarea constă în periodicitatea acordării consultațiilor pentru aceste persoane care sunt în situația de a avea sarcină sau post naștere lăuzie și se vor acorda pentru fiecare trimestru de sarcină o consultație și o consultație separată în primul trimestru de la naștere. La capitolul asistență spitalicească, până la această dată nu era cuprinsă în cadrul criteriilor de urgență medico-chirurgicală, criteriul epidemiologic. Se referă la bolnavii care necesită tratament în diagnostice care nu necesită izolare, dar care necesită un control și un acces mult mai ușor la serviciu medical. Aș putea să spun, e vorba de diagnostice cu impact asupra sănătății publice și cred că un exemplu foarte bun este rabia. În cadrul pachetului de servicii de bază, la asistență medicală primară, foarte important și este important în primul rând să știe pacienții că se pot adresa pe perioada programului de lucru din cabinet pentru servicii de administrare de tratamente cabinetelor medicilor de familie. Știm foarte bine că e o problemă destul de complicată atunci când un pacient beneficiază sau îi se recomandă în ambulator un tratament injectabil, de exemplu, și bineînțeles că de cele mai multe ori pacienții întâmpinau greutăți în a-și putea administra într-un program corespunzător indicațiilor medicale acest tratament. Este, din punctul nostru de vedere, foarte bine că se pot adresa în cadrul programului de lucru al cabinetului chiar și medicului de familie pentru a-i se administra asemenea tratamente. De asemenea, având în vedere numărul mare de pacienți care necesită uneori vizita la domiciliu a medicului de familie, tot prin aceste acte normative s-a majorat numărul consultațiilor pe care le poate efectua un medic de familie la domiciliu pacientului. De fapt, acest număr s-a dublat.
adică până în, la 31 martie 2015, un medic de familie putea să facă 21 de consultații la domiciliu. Acum, prin această modificare, pot să efectueze 42 de consultații. Sunt chiar foarte multe, după cum au semnalat medicii de familie, dar efectiv ei au posibilitatea, în cadrul acestui număr de consultații, să se prezinte la domiciliu o dată pe lună. Și există cumva o balanță, adică se dublează numărul consultațiilor la domiciliu, dar vor fi mai puține cele la cabinet? Nu, nu. Deci asta nu implică nicio altă modificare în programul normal al medicului de familie în cabinet, ci le dă posibilitatea, dacă e necesar, să facă peste cele 21 de consultații la domiciliu. Există zone, și mai ales în mediul rural, în care, într-adevăr, poate că în mediul urban nu este așa de... sau n-au fost obligați medicii de familie să nu-și poată deconta asemenea servicii. În mediul rural, în general, probabil că sunt mai multe solicitări și atunci, pe principiul acesta, au majorat până la 42 de consultații. De asemenea, s-au introdus și se decontează spirometria în cadrul serviciilor adiționale ce pot fi acordate de medicii de familie alături de EKG și de CT, pardon, nu de CT, alături de EKG și de ecografie. Sigur că spirometria în general este o investigație care dă posibilitatea unui diagnostic mult mai bun în cazul bolilor pulmonare, deci bolilor respiratorii. Asistența medicală ambulatorie de specialitate a suferit și ea îmbunătățiri în ceea ce privește pachetul de bază, în sensul că, la fel ca și la asistența medicală primară, s-au schimbat puțin consultațiile și ritmicitatea consultațiilor acordate femeilor gravide și lăuze. Și ca o noutate destul de importantă, spunem noi, sunt câteva modificări pe ceea ce înseamnă planning-ul familial. Consultațiile de planificare familială, care până acum erau doar două la nivelul unui an, s-au majorat de la 2 la 4, dar în același timp, deci 4 consultații acordate fiecărui asigurat, dar în același timp a fost introdusă și o evaluare și monitorizare a statusului genitomamar, ceea ce presupune și un tratament al acestor complicații. Asta înseamnă că medicul ginecolog care este angajat în cabinetul de planning poate să nu numai să consilieze, dar poate chiar și să sesizeze și să intervină atunci când există anumite probleme. Adică nu va mai fi cabinetul de planning doar un cabinet în care trecem, se iau anticoncepționale sau se consiliază în anumite probleme. De asemenea, s-au mai modificat și... Iarăși, acest lucru este foarte important, numărul de consultații pentru bolnavul cronic acordate în perioada următoare vor fi 4 consultații de care va beneficia un bolnav cronic pe trimestru, deci 4 consultații de specialitate, dar nu mai mult de 2 pe lună. E foarte important pentru că întotdeauna se aglomera și cabinetul medicului de familie solicitând bilete de trimitere. Pacienții cu afecțiuni cronice beneficiau de o consultație pe lună sau pe trimestru eventual și atunci, în situațiile în care frecvența acestora ar fi trebuit să fie mai mare, existau diverse probleme și, bineînțeles, întotdeauna soluții foarte complicate, în care ori plăteau pacienții, ori nu ajungeau la consultația de specialitate. Referitor la serviciile conexe, mai avem încă niște modificări. Sunt specialități la care pachetul de servicii de bază acceptă și
acordarea unor consultații conexe actului medical și ne referim aici la kinetoterapie, la logopedie, la psiholog în anumite specialități. Modificările în acest an au fost aduse neurologiei pediatrice și psihoterapie pentru copii și adulți s-au introdus de asemenea la specialitatea psihiatrie pediatrică, servicii furnizate de kinetoterapeut pentru copilul diagnosticat cu autism. Deci sunt câteva lucruri care s-au mai corectat în, având în vedere experiența anului 2014. Și în asistența medicală dentară avem niște modificări. Serviciile care se acordau până la 31 martie 2015 pentru copii de la 0 la 18 ani se acordă acum tuturor asiguraților, indiferent de vârstă. De asemenea, s-a modificat termenul de acordare al protezelor acrilice care erau prevăzute odată la 10 ani. Acum termenul a fost modificat odată la 5 ani. Pentru asistența medicală paraclinică, laboratoare de analize medicale și laboratoare de imagistică, cred că cel mai important este să vorbim despre investigații de imagistică care vor fi decontate din fond și care sunt mult mai bine detailate ca și tipuri de investigații. Și avem tipuri de radiografii definite altfel, tipuri de ecografii, de CT și de RMN. Sunt mult mai minuțioase și mai corect formulate și oferă posibilitatea medicilor prescriptori să solicite acel tip de investigație care este necesar pacientului. Și știm foarte bine, s-a mai discutat subiectul acesta, furnizorii care sunt în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pe această categorie de servicii nu au voie să încaseze niciun fel de sume suplimentare. Este foarte important de știut. În asistența medicală spitalicească, cred că s-a plecat tot așa din experiența anului 2014, unde spitalizarea de zi s-a dorit a fi o alternativă benefică asiguratului, în ideea în care nu este necesar ca un pacient să stea peste 12 ore în spital, se economisesc cheltuielile hoteliere, dar se rezolvă problema pacientului și cu preponderență s-a dorit prin această introducere a spitalizării de zi lărgirea accesului pacienților înscriși în programele naționale de sănătate. Și discutăm aici și despre bolnavul diabetic, despre bolnavul oncologic. În acest context s-a revizuit puțin circuitul pacientului oncologic și s-a considerat că, și asta este modificarea pe care o aduc actele normative în vigoare, s-a considerat că pentru pacienții cu afecțiuni oncologice nu este necesar să prezinte bilet de trimitere pentru a beneficia de aceste tipuri de servicii. Deci de îngrijiri acordate în spitalizare de zi. De asemenea, putem să discutăm despre modificări aduse și în alte categorii de servicii. În pachetul de bază ne referim la dispozitive medicale. Există dispozitive medicale nou introduse în contract începând de anul acesta și cred că foarte important ar fi să spunem că s-a introdus un dispozitiv care se acordă copiilor cu mucoviscidoză cu vârstă de până la 18 ani. Este o boală în tratament cu destul de mulți pacienți la această oră și se pare și cu o incidență destul de mare.
dispozitivul respectiv ajutându-i foarte mult pe acești copii. De asemenea, pentru amputațiile ca urmare a complicațiilor diabetului zaharat, care și acesta știm că are o incidență foarte mare și avem un număr mare de pacienți în tratament în Programul Național de Diabet. Este o boală frecventă și, ca să nu-i spunem, modernă în ziua de astăzi. Acordarea protezei modulare cu manșon de silicon este o mână întinsă acestor pacienți, care, ca urmare a acestor complicații ale diabetului, le sunt amputate membrele inferioare și sigur că înseamnă ceva să poți ai la îndemână un dispozitiv de corectare a deficiențelor de mers, în primul rând. Cred că ar mai fi important să amintim două lucruri, unul legat de cardul național și celălalt de obligații noi pe care le are furnizorul în momentul în care intră în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Referitor la carduri, în perioada următoare, de exemplu, trecerea de la un medic de familie la alt medic de familie se va putea face implicit utilizând cardul și o cerere de transfer. E important de știut că niciun furnizor, mai ales că de la 1 mai se introduce cardul național, niciun furnizor nu are voie să rețină vreun card național al unui pacient care se prezintă la furnizorul respectiv. Acest lucru este și sancționabil. Și în contractul cadru din acest an a fost introdusă o declarație pe proprie răspundere pe care trebuie să o dea furnizorul. Ea este menționată la articolul 18 alineatul 3-4 din hotărârea de guvern care modifică HG400 din 2014. Este un tip de declarație mai special și se referă la faptul că furnizorii declară pe proprie răspundere în situația în care declară că nu au niciun fel de relație de contract, convenție, înțelegeri în scopul de a obține foloase materiale cu niciun alt furnizor care se află în contract cu Casa de Asigurări. Această declarație a ridicat multe semne de întrebare tuturor furnizorilor care și-au depus dosarul de contractare în această perioadă, pentru că sancțiunea pentru nerespectarea prevederilor din această declarație presupune rezilierea contractului și imposibilitatea de a mai intra în relație contractuală cu casa pe o perioadă de 5 ani. Ideea de la care s-a plecat a fost aceea de a nu exista o posibilitate de înțelegeri între furnizori din care fiecare să câștige foloase materiale, utilizând de fapt o coordonare, dacă vreți, a pacientului spre un anumit furnizor atunci când este vorba de laborator de analize medicale sau este vorba de un laborator de imagistică sau de un alt furnizor de servicii medicale, cum ar fi o farmacie și așa mai departe. Nu se aplică aceste prevederi în cazul în care furnizorul, pentru a-și putea desfășura activitatea, are nevoie de aceste contracte sau relații contractuale, acorduri, înțelegeri cu un alt furnizor de servicii medicale, având în vedere obiectul activității pe care îl are. Dar, într-adevăr, această declarație pe proprie răspundere este un lucru nou în sistem.